Primele piese ale instalației de răcire sunt montate în aceste momente la Cernavodă. Acest patinoar va avea 600 de metri pătrați. Dar trebuie să spunem că trebuie și vremea să țină cu noi. Trebuie să fie 10 grade Celsius sau mai puțin pentru ca acest patinoar să poată funcționa corect. Cernavodenii ar putea să aibă un patinoar gratuit și în acest an, de la 1 decembrie pentru 45 de zile. Pentru CT News, Adrian Boioglu. Spuneți-ne ce se pregătește aici, chiar în fața primăriei. Da, ca în fiecare an, cum i-am obișnuit pe cetățenii orașului, vom pune un patinoar, 30 pe 20, 600 de metri pătrați și iluminatul de sărbători. Va fi ca în fiecare an, luminat de sărbătoare. Va fi, bineînțeles, un oraș împodobit. Oamenii așa i-am obișnuit, cu toate că este pandemie, i-am obișnuit să se bucure de sărbători și cu ocazia asta domnul primar a zis, domne, o fi pandemie, dar trebuie patinoarul și luminețele să le punem pentru că așa i-am obișnuit. Bineînțeles, vom avea grijă pentru distanțarea socială, la patinoar să e capacitatea de 200 de copii, dar vor intra 30-50. Deci vom avea grijă să se desfășoare în condiții bune patinoarul și activitatea respectivă. Practic, acest patinoar va fi parte componentă a unui loc în care cernăvodenii vor putea să petreacă, eu știu, timpul liber într-un mod plăcut, nu-i așa? Da, așa este și cam fiecare an va fi gratuit. Deci nu se va plăti niciun bănuț pentru accesul la patinoar. Și aici va fi un parc, ceva? Aici va fi tot așa luminat toată piațeta, parcul la fel va fi luminat, toate parcurile vor fi împodobite, sensurile giratorii, deci tot orașul, ca în fiecare an, va fi împodobit, bineînțeles, altceva față de anul trecut.